așa Domnului fraților. Domnul să binecuvânteze strângerea noastră. Domnul să binecuvânteze musafirica din Cernice și din Austria. Dumnezeu să binecuvânteze și pe noi ca suntem aici. Îi mulțumim cu noi de ajutor și mai mulțumesc de un lucru. Nu mai pot vedea fetele, o pun Domnul la încercare. Dar nu văd eu ce înseamnă să n-ai mult. Băi, frate, lumea asta, că eram în lume, apoi la orice cuvânt să-ți cer, e jurat să te sară în ochii. Băi, Doamne, de-a ști ei ce zic. Îi mulțumesc la Dumnezeu că totuși pot zări. Nu cu rog, dar zăresc. Mulțumesc. Slavă Lui. Și știi, acest ziua așa mare, care ne vom bucura în părăția asta. Că să spui ceva. Păi m-a scos Domnul la vârstă de 33 de ani. Dar să știți că nu începutul-i pocăința. Sfârșit. Ajută-ne, Doamne. Ajutorul Domnului vreau să cânt o cântare. Și aduc saltul din Cărpiniști. Duminica a fost la Cărpiniști.
Știu că Dumnezeu va face o lucrare mare. Aici pe pământ rămân proroșii, aici rămân predicatori, dar acolo în cer vor fi cântăreți, măriță și Domnul. Eu avea o lângă de acolo cu hei 24 de bătrâni, măriță și Domnul să-mi ajute. Și atunci ne-am bucurat cu tății. Acolo nu-i canșă, nu-i dureri, nu-i bolă, bă! Aici ai suferit, toată lumea și aici ai rai. Ce rai e? Rai cu cancer? Mulțumim Domnului că eu scot din lumea păcatei. Amin. Doar la fratele Stărbure, dacă e aici, că cumpăr, să spună-ți iacă, că nu mă